Angajații termocentralei Mintea se află într-o continuă incertitudine, care le macină zilele. Nu știu la ce să se aștepte, dacă aici va fi sfârșitul firmei sau dacă își vor primi măcar salariile. Mai mult decât atât, au început să cadă și capete. Primul a fost al directorului termocentralei, Nicolae Codreanu. Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara a decis să schimbe conducerea de la termocentrala Mintea. Nicolae Codreanu, director până săptămâna trecută, a fost înlocuit din funcție de Horea Giurgiu. Directorul a fost urmat pe ușa de ieșire și de către inginerul șef, respectiv inginerul șef de reparații. În ultima perioadă, energeticienii de la Mintea au recurs în mod repetat la forme extreme de protest, sătui fiind de umilință și de incertitudinea care a cuprins termocentrala. Oamenii au început timid prin greve spontane în pauzele de masă, pentru ca mai apoi să recurgă la greva foamei. Ulterior, contractului colectiv de muncă, care a căzut, oamenii n-au mai beneficiat de aceleași drepturi. S-a ajuns la situația în care aceștia primeau salarii mizere, în ciuda faptului că aveau în spate 10 ani de muncă. Fără doar și poate, termocentrala este pe ducă. Există zvonuri potrivit cărora salariaților de la termocentrală li s-ar putea reduce și numărul de zile de muncă, lucru ce ar conduce la o diminuare și mai mare a salariilor. Așadar, este posibil ca în perioada următoare energeticienii să recurgă din nou la proteste.